Față de majoritatea țărilor europene, cele mai multe apartamente din România sunt alimentate cu gaze naturale, fie că sunt folosite pentru prepararea hranei sau pentru încălzire. Această particularitate creează un risc suplimentar în cazul unor cutremure. De exemplu, în Norvegia este interzisă amplasarea conductelor de gaz în interiorul orașelor, tocmai pentru a preveni un dezastru suplimentar în astfel de situații. Și discutăm pe această temă cu domnul Dumitru Chisăliță, președinte Energia Inteligentă. Bună ziua, domnule Chisăliță! Bună ziua, bine v-am găsit! E o discuție care a reapărut, iată, odată cu ce s-a întâmplat cu tragedia din Turcia și din Siria. Dar asta ar însemna, dacă s-ar face o schimbare la noi, ar însemna practic o reconfigurare de la zero, nu? Pentru orașele din România și nu numai. Nu trebuie să mergem neapărat la exemplu maxim care l-ați dat dumneavoastră. Sunt posibilități ca pe rețelele de gaze, prin stații de utilizare, să se monteze anumite echipamente care să fie interconectate, conectate cu sisteme de alarmare și care în situații de dezastru să poată să întrerupă livrarea gazelor naturale. Deci nu trebuie neapărat să mergem, să spunem, la exemplul Norvegiei, care într-adevăr a luat această decizie, dar a luat-o acum câteva zeci de ani, 30 de ani, dacă mi-aduc bine aminte. În același timp, trebuie să vedem că există un program național, racordarea gratuită la gaze, demarat în urmă cu 3 ani de zile, care vorbește de smart grid-uri, de rețele care sunt smart și care ar trebui să conțină suficient de multe echipamente care să creeze o oprire automată a gazelor naturale în cazul unor dezastre. Fie că vorbim cu tremuri, alunecări de teren, inundații, sunt mai multe dezastre la care se pot racorda aceste echipamente. Din păcate, din constatările pe care le-am făcut de foarte multe ori, din considerente de reducerea costurilor, nu sunt montate astfel de echipamente. E adevărat că nici normativele în România nu sunt clare, ce înseamnă o rețea smart, de exemplu, și atunci practic se ajunge în situația în care construim rețelele exact ca acum 70, 80, 100 de ani, cu elemente puține în protejarea vieții și a integrității imobilelor și a altor materiale.